a fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată un împărat mare și drept, care se numea Împăratul Roșu și care domnea peste împărăție bogată. Toate erau rânduite cum trebuie la împărăție, până într-o zi, când apăru un zmeu fioros de pe tărâmul celălalt și care, pus de muma zmeilor, fură soarele și luna de pe cer și le închise într-un turn înalt pe tărâmul lor. Supărare mare era în sufletul tuturor după această întâmplare. Împăratul chemă atunci la el pe mai mari boierilor să se sfătuiască cum să facă să aducă soarele și luna înapoi pe cer. Trimise împăratul sol și răvașe prin toate părțile lumii ca să dea de știre tuturor că oricine se va încumeta să scoată soarele și luna de la zmei, aceluia îi va da fata de nevastă, precum și jumătate din împărăție, iar cine nu va reuși, aceluia îi se va tăia capul. Mulți voinici se avântară să prindă hoții, dar nu reușiră să ducă treaba la bun sfârșit, iar pedeapsa cu aspre rămăseseră vieții fără cap. Împăratul avea o fată frumoasă cum nu se mai văzuse și mulți ar fi vrut-o de nevastă, dar până acum niciunul din voinici nu reușise. Un sol ajunse în cetatea palatului și dădu de știre oamenilor că împăratul aștepta alți voinici să se încumete să învindă zmeul. În cetate trăia un voinic pe nume Greucean, care era așa de puternic că ducea câte un copac în spinare odată. Auzind și el de făgăduința împăratului, se gândi și se răzgândi, numai ce-și luă inima în dinți și plecă să se înfățișeze împăratului ca să-l pună la greaua încercare.
Împăratul și boierii se bucurară când îl văzură pe Greuceanu, sperând că poate va reuși el să înfăptuiască ceea ce n-au reușit ceilalți, dar și temându-se în același timp pentru viața lui. Hotărârea împăratului era de nestrămutat, odată ce își dăduse cuvânt. Dar un curtean viclean, ce auzise fata de Sicilia și care ar fi vrut el fata împăratului și jumătate din împărăție, îi purta spismul lui Greuceanu pentru vitejia sa. Neclintit în hotărârea pe care o luase, Greuceanu porni la drum, bizuindu-se pe voinicia sa, dar și pe ajutorul lui Dumnezeu. El cale lungă până ce ajunse la fratele său de cruce, Faurul Pământului, să se sfătuiască cu dânsul. Acesta tare se bucură când îl revăzu și îl pofti în atelierul său. Trei zile și trei nopți au stat ei închiși în atelierul Faurului, tot gândindu-se cum să facă, pe unde să o apuce spre tărâmul zmeilor. Faurul avea o hartă cu ținuturile apropiate, dar și cu drumul care ducea la Palatul Zmeilor, și care trecea prin niște locuri tare primejdioase. Faurul Pământului nu numai că știa toate meșteșugurile Pământului, dar era și năzdrăvan. El îi arătă lui Greuceanu cum să se dea de trei ori peste cap și să se transforme în pasăre la nevoie. Tot el se apucă și făcu chipul lui Greuceanu numai și numai din fier și îl puse în foc să se încingă. Greuceanu își lua rămas bun de la Faur și porni la drum mai departe, pe drumul care îl arătase fratele său de cruce. Merse ce merse și ajunse într-un ținut pustiu pe tărâmul celălalt, unde se afla împărăția zmeilor. Se opri la buza unei prăpăstii și acolo văzu Palatul Zmeilor departe în jare. Drum de ajuns la palat nu era, așa că urmând sfatul Faurului, Greuceanu se dedu de trei ori peste cap, se transformă în pasăre și zbură până la Palatul Zmeilor.
crăpătură, auzi vorbindu-se că zmeul era plecat la lunătoare și că trebuia să se întoarcă mai de seară. Atunci Greuceanu merse să iasă în cale zmeului pe drumul său de întoarcere. Greuceanu-i sări în față fără frică. Se luară la strâncă și se zguduiră 3 zile și 3 nopți de se cutremură pământul. Zmeul era puternic cât un munte, dar Greuceanu fu mai puternic și îl învinse pe zmeu. Apoi plecă mai departe să caute turnul unde erau închis soarele și luna. Și văzut turnul ce se înălța în vârful unei stânci. Un pod peste prăpastie era singurul drum pe care se putea ajunge la turn. Fiind obosit, Greuceanu se așeză sub un copac să se culce. Pe când dormea el așa, de după un copac, apărut și slujitorul cel viclean, care îl tizmuia pe Greuceanu și care îi fură paloșul și se ascundă. Flăcăul nu băgă de seamă că nu mai are paloș și plecă voinicește spre turn. Greuceanu eliberă întâi soarele și îl vădu drumul pe cer. Soarele strălucea acum iar ca altă dată în toată frumusețea lui. Toți se bucurară când văzura sa minunată. Și împăratul, și prințesa, precum și toți curtenii de la palat. Greuceanu eliberă și luna de pe cer. Între timp, curteanul cel viclean îl aștepta pe Greuceanu la capătul podului. Invidios că Greuceanu reușise ce alții n-au reușit și dorind să-l piardă, tăie podul la capătul celălalt. Sărmanul Greuceanu
căzu în prăpastia cea adâncă, de unde nimeni n-a mai ieșit vreodată. Vicleanul se bucură văzându-l căzut pe plătou. Vicleanul Curtean se-ntoarse la palat, purtând mândru sabia lui Greuceanu la brâu. El se înfățișă la împărat și spuse că Greuceanu a fost omorât în luptă de zmeu, pe care el l-a învins și a eliberat soarele și luna. Împăratul și boierii tare se întristară când auziră că Greuceanu a murit, dar nu mai avură încotro și împăratul îi spuse că îi va da fata și jumătate din împărăție curteanului cel gâtul. Jale mare în sufletul fetei, auzind că plătăul ce era drag se prăbădise, dar parcă nu-i venea ei a crede că Greuceanu era mort. Într-adevăr, Greuceanu se trezi la viață, năucit de așa căzătură. Tot gândindu-se cum să iasă din prăpastie, își aminti de învățămintele faurului și cu ultimele puteri se dădu peste cap și se transformă în pasăre. Și astfel reuși să iasă din prăpastie. Dar între timp, scorpia de mumă a zmeului, însetată de răzbunare, o luă la fugă pe urmele viteazului, o falcă în cer și alta în pământ, ca să-l înghită pe Greuceanu și mai multe nu. Greuceanu, simțind pericolul și nemai având nici paloș, o luă la fugă spre casa faurului. Acestea deschise repede poarta și îi arătă și retlicul cel pusese la cale. Luă chipul lui Greuceanu, cel de fier, încins în foc,
și deschise ușița mică de la poartă. Când văzu muma pădurii chipul de fier și crezând că este greuceanu, puse gura la spărtură ca să-l soarbă, dar faurul îi vârâ pe gât chipul de fier roșu ca foc. Ea îl îngheții pe loc și de durere o luă la fugă, arzând toată ca o flacără, până se prefăcu un scrum și astfel să pară și de drept. Greuceanu făcu cale întoarsă la palat și se înfățișă împăratul. Tare se bucură acesta când îl văzu viu și nevătămat. Auzind cele întâmplate, împăratul se mânie pe sluga cea netrebnică și puse să-l închidă în lanțuri în temnița cea mai adâncă. Și-o luă Greuceanu de nevastă pe fata împăratului, care-i dădu și jumătate din împărăție după învoială, și făcur o nuntă ca în poveste, de-i se duse vestea în lumea întreagă. Iar eu sunt să le cai pe șa și vă spusei povestea așa. Thank you.